Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi o să vorbim din ce cauză a fost blocat canalul meu de gaming. Epic Short, păi de tu răspunzi, a? Epic Short este rasistul YouTube-ului care a început să mă înjure pe mine, adică să facă niște chestii foarte urâte. A început cu retardatul moldovean, handicapat moldovean. Măi, rasistule, de ce tu accentuezi anume pe moldovean? Ai ceva cu națiune, adică dacă tu ești român, eu sunt moldovean, tu ai ceva cu asta, măi, rasistule, a? De ce îmi pui mei tu accentuezi anume pe moldovean? Ce ți-am făcut eu ție ca moldovean sau națiunea moldovenească? Adică, oricum noi suntem un popor român. Pentru ce tu spui handicapatul ăla de moldovean sau retardatul ăla de moldovean a început să facă lucruri ilegale? Nu vă luați după un youtuber retardat. Cum îl cheamă pe ăla? Motanaș. Motan Show. Motan Show? Nu, Motanaș. E Motan Show, practic. Pe și Motașul nu era moldoveanul ăla? Ba da. Ba da, Iole. Am fost grav înjosiți doar din cauza naționalității noastre. Epic Short, tu știi ce înseamnă carduri false, fake card, card adevărat sau carduri furate, a? Nu știi, da? De să-ți explic ție că la un prost ce înseamnă toate cardurile astea. Fake card înseamnă când tu introduci datele generate de robot, adică tu la name poți introduci orice nume, adică să scrie acolo la tastatură zâbără, frâhă, să la name, principal o să fie generat codul. După care introduci data expirării, poți introduci oricare dată de expirare, adică 20, 21 și așa mai departe. Codul de securitate tot poți să-l introduci care vrei tu. Asta înseamnă fake card. Dar cardul ăla, frate, nu este cardul tău. Deci tu știi că în momentul în care folosești un card fals, ăla nu este fals deloc, e un card real, înțelegi? De pe care tu iei banii, ilegal. Deoarece el nu poți să scoți bani de pe el, cu el nu poți să cumperi nimic în afară, să-l folosești pe site-uri unde nu se verifică cardul înainte de să-l introduci. Cum ar fi PayPal? Pe PayPal tu nu poți introduci cardul fake, deoarece PayPal îți scoate de pe card un euro sau doi. Amazonul nu îți scoate acest euro. Nu există card fals, pentru că odată ce am mers să cumperi ceva cu cardul ăla, înseamnă că au fost bani pe cardul ăla, sunt banii cuiva. Da. Tu ești un handicapat prost și neadecvat, să înțelegi pe viață. Tu trebuie să-ți închizi canalul tău prost, deoarece ești același om care face lucruri ilegale. Tu mie îmi spui de lucruri ilegale, a? Tu spui că eu învăț copiii să facă lucruri ilegale, să primească Twitch Prime fake, da? Man, tu singur ai arătat într-un video cum tu descarci aplicații de pe torrents, adică o aplicație piratate. Asta tot este un lucru ilegal. Un torrent? Ce am eu pe aici, chestii trestii? Nu un torrent, mă, nu un torrent, bă, nene, bă. Prieteni, Epic Short se plânge și pe PayPal, deoarece unii dau refund la banii care au fost donați. Eu vreau să-i spun și a scris încă că banii cei sunt donați cu carduri fake, man, Epic Short. Pe PayPal nu poți să conectezi cardul fake, deoarece PayPal verifică toate cardurile, îți scoate un euro, după care peste o săptămână, două, îți-l întoarce, dar oricum, tu nu poți să achiți cu cardul fake, tu poți să înțelegi, handicapatule, nu poți achiți, deloc nu poți achiți nimic. În momentul în care folosești un card fals, ăla nu este fals deloc, e un card real, înțelegi? De pe care tu iei banii, ilegal. Eu nu știam că copiii ăștia se folosesc de Twitch Prime pentru a se abona ție. O să ți-l faci pe gratis, eu mi l-am făcut pe gratis Twitch-ul ăsta. Și eu la fel, frate. Pentru $5 care tu pur și simplu vrei să-i pui la tine în buzunar, să-ți crești fața mai mare, vocea mai groasă, știi? Pentru acei bani tu ești gata să omori și un om. Epic Short. Despre ce este vorba în acest video? Iar la mine, abonați-vă, prieteni, follow la Instagram-ul meu și nu uitați sub acest video un like și nu uitați de share, deoarece eu vreau să văd ce o să răspunde acest idiot Epic Short. Cheșet, cheșet, foarte mult cheșet, cheșet pretutindeni, foarte mult cheșet. I'm